Am venit cu drag la deschiderea anului universitar. Nu știu dacă vă voi spune lucruri noi, dar chiar dacă mă repet, o fac cu drag. În orice caz, întâi mă adresez dascălilor și dânșilor le citesc un verset din Scriptură pe care îl știu pe din afară, dar îl citesc din Scriptură dintr-un motiv pedagogic. Socot, nu-i musai să îmi luați exemplu, dar socot că e folositor ca atunci când predicăm sau când vorbim să citim totuși din Sfânta Scriptură. Nu neapărat că n-am știut textul, ci Sfânta Scriptură, socot eu, că are și un rol harismatic. Coboară darul lui Dumnezeu peste noi. Deci versetul pe care îl citesc dascălilor, pentru că apoi mă voi întoarce către ucenici, este cel arhicunoscut din Cartea Pildelor, din capitolul 22, versetul 6. Deprinde-l pe tânăr cu purtarea pe care trebuie să o aibă și chiar când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Lucrarea aceasta este minunată, este meritorie și de-a lungul anilor nu numai pătărâm teologic, ci și profesorii laici buni s-au bucurat de ucenicii pe care i-au format. Acum am zis că mă întorc către studenții noștri. Și cu nostalgie mi-aduc aminte de când eram și elev și student, etc. Și mă folosesc de patru versuri care de multe ori le-am zis. Da, zic că se potrivesc vârstei frățiilor voastre. Născut dintr-un crâmpei de soare și o fărâmă de pământ, firul gingaș, curat și sfânt, îmbobocește și dă în floare. Iar în cazul acesta particular, frățiile voastre, alegând teologia, vă repet cuvântul Mântuitorului din Evanghelia după Ioan, din capitolul 15, versetul 16, și mă repet, nu că nu l-aș ști pe din afară, dar socot că e bine să-l citesc din Sfânta Scriptură. Și Mântuitorul Iisus Hristos, aici în Evanghelia după Ioan, vă zice dumneavoastră tinerelor și tinerelor lucru următor. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi, și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână. Lucrul acesta îl dorește Domnul Hristos care v-a chemat. Și așa cum le zic celor ce vin pentru binecuvântare, mă repet, dar e adevărat. N-aș vrea să fie niciun eșec, ci calea pe care ați ales-o să fie tare frumoasă. Și adaugă la acest îndemn relatarea cu Sfântul Vasile cel Mare, care a ridicat mănăstirea din Pont și la mănăstirea din Pont mergea foarte des un patrician. Patricianul, văzând frumusețea slujbelor, s-a hotărât să se călugărească, dar din păcate nu s-a regăsit. Și după o vreme l-a întâlnit Sfântul Vasile cel Mare și i-a zis: boierule, și pe patrician l-ai pierdut, dar nici pe călugăr nu l-ai aflat. Este teribil să constați că te afli pe o linie moartă. Și lucrul acesta nu-l dorim la nicicare dintre dumneavoastră, ci dorim să vă realizați și să ajungeți buni misionari ai Domnului Iisus Hristos, la oricare facultate ați fi, fie că sunteți la pastorală, fie că sunteți la didactică, fie că sunteți la asistență socială, la arte frumoase, în oricare ramură de teologie, să vă realizați frumos, frumos de tot. Acum, vă mai citesc încă un verset din Sfânta Scriptură, de data aceasta
nu spus de Mântuitorul, ci spus de Sfântul Apostol Pavel. Sfântul Apostol Pavel îi îndemna pe ucenicii lui ca să-l urmeze. E tare greu ca noi să vă zicem să ne urmați. Dacă am fi perfect, am putea zice să ne urmați. Dar totuși un pic ne este drag de teologie. Și atunci zicem totuși să încercați să faceți cât noi, poate mai mult decât noi, mai mult decât noi. Ei, în Epistola către Filipeni, în capitolul 4, versetele 8 și 9, citim. Mai departe, fraților, câte sunt adevărate, câte sunt cinstite, câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt vrednice de iubit, câte sunt bune, orice virtute și orice laudă la acestea, să vă fie gândul. Cele ce ați învățat și ați primit și ați auzit și ați văzut la mine, acestea să le faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Dacă ar fi să rezumăm, eu v-aș spune că tare dorim să ajungeți oameni integri și echilibrați. Acum, într-o lume a exceselor, într-o lume care și-a pierdut cârma și noima, cine să aducă echilibru? Noi ne închipuim că frățiile voastre veți aduce echilibru. Și atunci vă citesc șoa poftecmă a Sfântului Maxim Mărturisitor, care, pus în practică, tare mult ar ajuta. Zice Sfântul Maxim, eu mă refer acum la lumea aceasta a exceselor, zice Sfântul Maxim așa, nu mâncărurile sunt rele, ci lăcomia pântecului, nici facerea de prunci, ci curvia, nici banii, ci iubirea de arginți, nici slava, ci slava deșartă. Iar dacă e așa, nimic nu e rău din cele ce sunt decât reaua întrebuințare a lor. Aceasta este rea. Excesele sunt rele. Și Domnul Hristos vă cheamă pe frățiile voastre să fiți oameni integri, integri și echilibrați. Acum, dacă l-am citat pe Sfântul Pavel și pe Sfântul Maxim, vă aduc aminte, studenți fiind în Cluj, de un citat pe care l-am luat de la Vasile Pârvan. Știți că până în 1919 Universitatea Românească n-a existat în Cluj. A fost universitate de multă vreme, de la 1500 și atâta, dar n-a fost românească. Ei, în 1919, pe 3 noiembrie, s-a deschis Universitatea Românească. Și atunci, Vasile Pârvan, care o vreme a fost dascăl aici, a ținut un discurs fulminant. Și omul era și om credincios. Și am ales de la el doar o frază. Supremul scop a luptei noastre, a luptei noastre, le zicea studenților, vă zic eu, frățiilor voastre, supremul scop a luptei noastre e spiritualizarea vieții marelui organism social. Mijloacele noastre sunt exclusiv cu caracter spiritual. Acestea sunt mijloacele noastre. Și apoi, dacă e să mai amintesc pe cineva, îl amintesc pe pedagogul mare, Simeon Mehedin, care a scris cartea intitulată Creștinismul românesc. Iar motoul de la începutul cărții este următorul. Acesta să nu-l uitați.
fiecare român în parte și toată națiunea la un loc atâta plătește cât a înțeles și cât pune în practică din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Atunci, sigur că trebuie să ne dăm toată silința să punem în practică Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Și închei cu un alt exemplu de sfânt care a fost și rectorul sau decanul instituției noastre de învățământ, Sfântul Liviu Galaction Muntean, care a murit pentru această cauză, vrând să-i formeze pe studenții lui, vrând să-i catehizeze pe oameni atunci când comuniștii au scos religia din școli. La îndemnul arhiepiscopului Teofil, Liviu Galaction Muntianu, care atunci era vicar eparhial pentru că desfințaseră comuniștii facultatea. Deci el era vicar eparhial și împreună cu părintele Ioan Bunea, să știți că a fost un profesor tare bun și părintele Ioan Bunea, s-au apucat să alcătuiască o programă de catehizare a oamenilor în biserică. Știți care a fost rezultatul? Și Liviu Galaction Munteanu și Ioan Bunea au fost arestați, batjocoriți, purtați în zeghe pe mijlocul Clujului și când au venit de la tribunalul militar care i-a condamnat la an grei de închisoare, întâlnind-o pe soția lui, părintele Liviu Galaction Munteanu i-a zis: nu ne mai vedem în lumea aceasta. Și a murit. A murit la iud, în temniță. Ei, toți aceștia ar trebui să ne pună nouă la suflet râvna de a face foarte bine misiunea Domnului Hristos. Și lucrul acesta îl începem de la școală. Iubind rugăciunea, mergând la liturghie, mergând la cursuri, acumulând cunoștințe, ca să fim în stare să ne luptăm cu o lume zăpăcită, pe care o vedeți că este în jurul nostru. Acesta este gândul pe care am vrut să vi-l pun la suflete, acum când deschidem anul universitar. Și vezi, zice, lumea întreagă îi este orientată înspre secularizare, înspre îndepărtarea de sacru. Și eu vă zic, dar dacă noi ne-am pune foarte serios problema spirituală, putem opri această prăbușire din spiritual înspre material. Putem opri. Să dorim doar să facem lucrul acesta, pentru că dacă ei merg numai cu cele materiale și cu cunoștințele laice, noi avem de partea noastră pe Dumnezeu. Așa că un an universitar binecuvântat și succes. Succes la tot ceea ce veți învăța în școala noastră. Doamne ajută!